Voi, mulțumesc foarte mult, Mihai, și foarte drăguț ca întotdeauna. Mihai a fost asistentul meu în proporție de 70% din tot anul școlar. Prin urmare, vă rog frumos să veniți în față, lăsați-vă lanțul de valori în spate. Okay. O să facem o mică demonstrație ca să înțelegeți că voi, ca public, pentru că într-un fel sau altul suntem practic la o oră, la o oră în care înțelegem mai bine despre educație, sisteme de învățământ, ce înseamnă valoare și așa mai departe, vreau să participați activ, nu pasiv. Ok, deci Mihai o să ne ajute. Mihai, tu ești viitorul, ține viitor și mâine, dar într-o poziție așa, ok? Cu Mina, ești prezent și azi, da? Și Leti, trecut și ieri, da? Ok? Bun. Bun? Ok. Copiii, când o să înceapă să strige anumite lucruri, am nevoie de la voi următorul lucru, da? Când ei o să strige ieri, voi trec... Așa. Când ei o să strige trecut, vă va trebui să strigați ieri. Putem să facem o probă? Deci, trecut? Ieri! Trecut? Ieri! Trecut? Ieri! Pe. Ok. Când copiii zic prezent, voi va trebui să spuneți azi. Prezent? Azi! Prezent? Azi! Prezent? Azi! Iar copiii când vor spun viitor, voi va trebui să spuneți mâine. Viitor? Mâine! Viitor? Mâine! Ok, puteți să mergem la acțiune? Da.